Bună ziua, BZI Live, o nouă ediție pentru dumneavoastră, ca de fiecare dată, dragi români, din Piața Unirii numărul 11, noul sediu BZI Live, inima orașului. Aducem în fața dumneavoastră ediții Dialog, aducem în fața dumneavoastră oameni, schimbăm idei și încercăm să vă informăm corect. E o plăcere, e o reîntâlnire pentru noi, domnul profesor universitar, dr. Florin Cântec, în platoul BZI Live, noul platou BZI Live, pentru că domnia sa ne-a onorat cu prezența în platou, vechiul nostru platou. Bine ați revenit, domnule profesor, în studioul nostru. Bine v-am regăsit și bine ne-am revăzut, ne revedem cu telespectatorii noastre. Mulțumim frumos, domnia sa, în calitate să mergem pe titulatura oficială, șef serviciu al Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Iași. Cred că nu am greșit, domnule profesor, nu? Da, din punct de vedere strict administrativ, nu, dar eu prefer să spun cel care conduce Arhivele Statului Moldovei. Să știți că așa le-a făcut Gheorghe Asache. Le-au schimbat politicienii acum 10 ani, dar... Corect. Aici avem Arhivele Statului Moldovei. Foarte bine spus. Astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai sensibile pentru unii dintre vecinii noștri momente din istorie. S-au trecut câteva zile, 4 iunie 1920, tratatul de la Trianon. Anul acesta am văzut că mai mult ca oricând s-au inflamat lucrurile. A fost și o ieșire a președintelui României, Klaus Iohannis. Noi am invitat un istoric, un profesionist, pentru că e bine să apelăm la oamenii a recunosc cu adevărat ce s-a întâmplat în istorie și să-i lăsăm pe cei care își dau cu părerea. Domnul profesor, reamintesc că anul acesta pare așa că s-au inflamat lucrurile. Pentru prima dată, din ce mi-aduc eu bine aminte, președintele României a avut o reacție legată de felul în care Ungaria mereu se raportează la acest tratat de la Trianon. În primul rând, să spunem ce s-a întâmplat la Trianon, despre ce tratat vorbim. Păi, la Trianon, Trianonul fiind de fapt un castel în cadrul complexului regal de la Versailles, că puțină lume știe, sau în fine, se mai gândește la lucrul ăsta, pare așa o localitate, știi, că, domne, la Trianon s-a întâmplat ceva. Nu, la finele primului război mondial, puterile asociate și aliate, că așa este formularea corectă, au venit la masa tratativilor convinși din război. Adică Germania, în primul rând, Austria, Ungaria și Bulgaria și Turcia, la un moment dat. Dar cu fiecare dintre aceste țări învinse s-a stabilit un tratat de pace. De asta se și spune sistemul tratatelor de pace de la Paris-Versailles, pentru că ele au fost făcute unele la Versailles, altele în cadrul acestui palat de la Trianon, au mai fost și în alte locuri în care semnate, la Saint-Germain, la Sèvres și așa mai departe. Dar lumea când spune tratatul de la Trianon, puțin știu că Trianonul este un palat pe care în cadrul complexului mare de la Versailles, Ludovic al XIV-lea l-a făcut special pentru marchiza de Montespan și care a fost de altfel folosit și de către generalul de Gaulle ca un loc special de protocol al președinției, de unde se vede că președinții Franței nu se simt ne la locul lor în palatele regilor Franței și care astăzi este muzeu. E un loc foarte spectaculos și frumos. Îi le recomand tuturor telespectatorilor noștri care ajung la Paris să meargă și să aloce măcar o zi întregului complex de la Versailles, pentru că este un loc istoric pe de-o parte și un muzeu formidabil și un loc splendid. E, în acest palat, pe data de 4 iunie 1920, o delegație a țărilor care beneficiau de înțelegerea cu Ungaria, practic Ungaria în calitate de țară învinsă, a fost obligată de marile puteri să semneze un tratat de pace cu marile puteri și ca urmare a acestui tratat de pace, de fapt, a pierdut o mulțime din teritoriile unei zone pe care Ungaria credea că îi aparține ei în mod istoric. Între aceste teritorii pe care le-a pierdut, sigur, tratatul, secțiunea, articolul 45 din tratat, spune limpede că cedează de bună voie Transilvania
ca teritoriul locuit majoritar de români către România. Acest tratat de pace a însemnat o șansă extraordinară dusă la capăt de către România, care și-a văzut în felul acesta un stat complet și un stat în fruntariile căruia exista o majoritate de cetățeni vorbitori de limbă română și de aparținători ai culturii românești în ansamblul ei. Iar pe de altă parte, sigur că țara învinsă a rămas decepționată și tristă și, în fine, a fost acolo o întreagă dramă, până la urmă explicabilă și de înțeles. Gândiți-vă doar că negociatorul din partea Ungariei, care era contele Aponi, un personaj celebru în Ungaria, foarte cult, cu, în fine, un domeniu care era aproape un sfert din Slovacia, pe care l-a pierdut cu această ocazie, și care arogant a deschis prezentarea cazului maghiar de la începutul anului 20, vorbind în franceză, pentru că asta era limba conferinței, după care s-a tradus singur în engleză și la final a făcut niște remarci în italiană pentru delegația italiană, spunând pe scurt că, sigur, dintre toate națiunile care erau acolo prezente, sârbii, croați, sloveni, slovaci, cehi și români, e bine, față de toți aceștia, națiunea maghiară este, din punct de vedere rasial, al limbii și al civilizației, superioară. E, gândiți-vă că acest om a refuzat să semneze tratatul, guvernul maghiar fiind constrâns pentru că nu avea soluție, știa că dacă nu semnează tratatul, atunci Ungaria dispare cu totul ca stat, a trimis un ministru de mâna a doua, era ministrul agriculturii sau nu știu ce, așa, și care, evident, cu moartea în suflet a semnat acolo. În iunie, tratatul a fost validat de către Parlamentul Maghiar, abia în noiembrie, într-o ședință extrem de furtunoasă, care s-a încheiat cu cuvintele "nu vom uita niciodată asta", ceea ce se și întâmplă astăzi. Până la urmă, maghiarii au rămas cu această, dintre toate țările care au fost afectate atunci de tratatele de pace de la Paris, au rămas cu această omenește de înțeles, dacă vreți, frustrare și cu această, cum să spun eu, nesfârșită dorință de revanș. Deci viziunea maghiară din 1920 și până în ziua de astăzi, când îl auzim pe domnul Victor Orban, Victor Orban, vorbind despre spațiul carpatic, o nouă invenție, a laboratoarelor ideologice de acolo, da. Ca și cum Transilvania ar fi parte din Ungaria și că nu... Cât de curând vom avea această realitate istorică? Evident că nu se poate. Evident că tratatul de la Trianon a rămas neschimbat. În ciuda vicisitudinilor din cel de-al doilea război mondial, vă amintiți că într-un moment favorabil guvernului Hortist, Miklos Horthy fiind cel care a preluat conducerea Ungariei, Republicii Ungariei, imediat după tratatul de la Trianon, Miklos Horthy a încercat și a obținut din partea lui Hitler o extindere a spațiului maghiar. Ei au vrut să meargă până la Ținutul Secuiesc, în fine, arbitrajul de la Viena a făcut ce a făcut din Transilvania de Nord, dar din fericire pentru noi și din nefericire pentru maghiari, și în al doilea război mondial, Ungaria a fost țară învinsă. Tot țară învinsă a fost. Și atunci, tot la Paris, în 47, au fost reconfirmate aceste granițe care astăzi nu mai pot fi schimbate, să știți. Realitatea geopolitică a Europei din acest moment duce spre lucruri mai subtile, mai fine decât schimbări de graniță și războaie locale. Acum granițele sunt mult mai permeabile, pentru că în timpul Uniunii Europeană, după cum știm, dacă plecați la Viena, veți vedea că la ieșirea din
Arad, de acolo, din Nădlac, nu mai sunt vameși români, vă așteaptă doar un coleg maghiar care se uită în viteză, pentru că putem circula liber în interiorul Uniunii Europene, iar la întoarcere treceți de vama maghiară și vă așteaptă colegul român. Adică e o chestiune, sigur, de firească într-un fel de control al pașapoartelor și al fluxului de acolo, dar nici pe departe nu mai sunt băieții aceia cu mitralierile pe piept care făceau și, își făceau șicane unii altora. Ori în această Europa, de fapt, poziționările exagerate ale lui Victor Orban, un personaj foarte inteligent, școlit la Oxford pe banii lui Soros, trebuie să reamintim acest lucru, cel care a preluat un partid al intelectualilor maghiari, Fidesz-ul, și l-a transformat într-un partid al intelectualilor maghiari, cam cum era la noi Alianța Civică, da, ca să dăm așa un reper, l-a transformat într-o structură politică conservatoare, rigidă, cu foarte multe accente autoritariste, care este extrem de criticată și de disputată în dezbaterile europene. E o decizie pe care el a luat-o acolo și care cred că își regăsește cumva politica maghiară mai hotărâtă a lui Victor Orban, își trage cumva seva din acest naționalism revizionist, care, sigur, ar vrea să refacă măreția pierdută a Ungariei lui Sfântului Ștefan. Dar aș vrea să comentăm și această reacție a președintelui României. De, pentru că... Haideți să ne lămurim. Reacția președintelui României se referea la altceva, nu neapărat la Trianon. Sunt două lucruri aici. În România există o minoritate maghiară, mai ales după Trianon, după cum bine știm, de câteva milioane serioase de cetățeni români care sunt de etnie maghiară. Încă de la adunarea de la Alba Iulia, precum și în tratatul minorităților pe care România a trebuit să-l semneze atunci la finele anului 1919, erau stipulate drepturile cetățenilor de altă etnie, mă rog, formularea de atunci, inițial era tratatul minorităților naționale, după care, mă rog, s-a modificat pentru că delegația Statelor Unite de fapt avea ca țintă în cazul României minoritatea evreiască, nu pe, nici pe sași, nici pe unguri nu erau luați în discuție. Și atunci s-a modificat și s-a spus așa, minoritățile de rasă, limbă și religie. Rasă, limbă și religie. Ei bine, de atunci începând și cu atât mai mult astăzi, statele moderne trebuie să asigure acestor enclave naționale, culturale, lingvistice, drepturile pe care li se cuvin în calitate de plătitori de impozite. Correct. În acest context, în România există un partid etnic, ceea ce de fapt nu e partid, este o alianță de asociații și grupări politice, ceva mai complicat ce este UDMR-ul, dar în principiu el este portavocea minorității maghiare și una dintre temele mereu dezbătute este autonomia ținutului secuiesc. Acum, e o lungă istorie aici cu ținutul cu scaunele secuiești, care într-adevăr au fost, mă rog, după cum știm, stabilite de regii maghiari, ca fiind acolo niște mărci de apărare la limita Imperiului, în cazul secuilor, care nu sunt maghiari, dar sunt maghiarofoni, sau în fine, nu sunt maghiari strict, în sensul, antropologic al cuvântului, poate. La fel cum, de exemplu, Moldova a fost constituită tot ca o marcă de apărare a regelui maghiar, trebuie să reamintim asta și naționaliștilor noștri, care, sigur, venind aici, după aceea s-au autonomizat și s-au și bătut cu regele la Baia și au obținut independența. Dar acele scaune secuiești, care au avut întotdeauna o anumită autonomie și o anumită legislație permisivă pentru ei, pentru că asta ținea de contractul pe care îl aveau cu conducerea centrală a Imperiului Maghiar,
Sigur că au rămas cumva în mentalul colectiv. Ele nu s-au mai regăsit ca atare, că una e scaunele secuiește, erau prin secolul XIII, parcă au fost stabilite, XIV. N-au fost tot timpul așa, dar știți cum? Rămân uneori rădăcinile. Ei bine, una din temele favorite ale UDMR-ului în lupta sa politică, atenție, în interiorul spațiului politic parlamentar democratic românesc, pentru că trebuie subliniat că numai un stat democratic poate construi aceste premize ale unui astfel de proiect. Ei bine, sigur că ei își apără interesele și ei vor să, UDMR-ul vrea să arate masei de alegători captivi care sunt acolo că face ceva pentru ei. În acest context au trecut un proiect de lege prin care sigur că solicitau autonomia ținutului secuiesc și asta a stârnit iritarea în general la întregii clase politice românești și i-a prilejuit domnului președinte Klaus Iohannis o ieșire destul de neobișnuită pentru un președinte al tuturor românilor, ca să zic așa, inclusiv a celor maghiari. Acolo s-a simțit mai aproape de interesele partidului lui de suflet, Partidul Național Liberal, și mi-a dat o copită mai mult sau mai puțin meritată PSD-ului din care are majoritatea în Parlament și care ar trebui să ia măsuri să nu se întâmple totuși acest lucru. Pentru că dacă e legitim în fond pentru UDMR să ceară orice este în interesul populației sau a votanților lor, atunci e la fel de obligatoriu, am putea spune, pentru majoritatea parlamentară să vegheze totuși ca aceste lucruri să nu depășească niște limite. Iar domnul președinte la fel a mai avut o reacție corectă, după părerea mea, pentru că în acest context parlamentarii PSD-iști, a căror corp principal electoral este sensibil la aceste teme, sigur că s-au simțit datori să promoveze o lege ca să transforme 4 iunie, adică acest centenar al Trianonului, într-o sărbătoare națională, lucru care este o prostie, o spun fără nicio sfială, și care nu face decât să întărâte lucrurile, pentru că 4 iunie are o valoare importantă în istoria noastră. Dar de aici până la sărbătoare națională este o lungă istorie, așa cum există, să știți, dezbateri foarte serioase în istoriografia românească, pe de o parte, și chiar în lumea politică românească, dacă totuși nu ar fi normal ca sărbătoarea națională a României să fie 10 mai. Acum, sunt argumente clare pentru 1 decembrie, care spun, domnule, abia atunci Transilvania venind aici, sigur, s-a construit, s-a realizat unitatea statului românesc. Sunt argumente valabile, adevărat, dar sunt la fel de valabile și celelalte, dacă ne gândim că 10 mai a însemnat totuși coloana vertebrală a modernizării și a civilizării principatelor și după aceea a regatului României, au constituit-o totuși regii României și chiar faptul că Constituția de la 66, de unde pleacă de fapt nu statul românesc modern, a fost tot pe 10 iunie. La fel, 10 iunie este independența, pentru că atunci a sancționat regele dorința Parlamentului. Știi că noi în comunism învățam că 9 mai este. Da, da. 9 mai este, că atunci a vorbit Cogălnicianu, care era ministrul de externe. Dar, de fapt, 10 mai, am impresia că am spus 10 iunie, scuze. 10 mai era vorba. Da. Pentru că, formal, solicitarea Parlamentului, unde ministrul de externe a ținut acel faimos discurs, Mihail Cogălnicianu, a devenit efectivă prin sancționarea regiului, care a fost tot pe 10 mai. Deci, cu Constituție, regi, independență și nici 4 iunie nu-i chiar atât de departe, dacă vreți neapărat această chestiune. În orice caz, pe scurt, părerea mea sinceră este că președintele a făcut corect nesancționând, nepromulgând această lege care era cu un caracter electoral evident și s-a grăbit. Cred că a făcut acest lucru conștient ca să-și ajute partidul de suflet, dar eu ca cetățean
un pic mai educat, ca să zic așa, decât poate alți cetățeni sau alți concetățeni de-ai noștri. Adică, hai să zic că nu mai educat, cred că să nu sune a superioritate. Cu ceva mai multe cunoștințe de istorie decât o medie, poate, de oameni, voi spune că domnul președinte Iohannis, după ce a depus jurământul pentru al doilea mandat, nu mai este președintele PNL-ului. Este președintele tuturor românilor, inclusiv al celor care îl înjură și îl contestă pe Facebook sau mai știu unde, inclusiv a maghiarilor, care l-au votat sau nu l-au votat. Nu l-au votat, vă spun eu, că de asta n-a uitat domnul președinte lucrul ăsta, dar din fericire pentru domnia sa, cele 5% care erau voturile tranzacționabile ale UDMR-ului n-au mai contat de această dată și atunci, pe un fundal personal și politic, a spus acele cuvinte care au fost ușor excesive. Domnule profesor, plecând de la acest reper 4 iunie 1920, aș vrea să vorbim despre cum mai simt românii momentele importante din istoria lor. Pentru că ne inflamăm când vine vorba de Trianon, dar când vine vorba de a respecta, ați dat dumneavoastră câteva momente reper din istoria, cel puțin a ultimilor 150 de ani. Cum mai reacționează românii? Cum mai simt românii? Simt cu adevărat 1 decembrie? Simt cu adevărat? Își doresc românii ca să ne întoarcem la regalitate? Acum, eu sunt foarte prudent când e vorba să vorbesc în numele românilor. Nu știu cine ar putea îndrăzni să dea cu adevărat un verdict într-o astfel de chestiune și chiar dacă s-ar sprijini pe știu eu ce instrumente statistice sau așa, tot aș fi mai prudent, încă o dată spun, dintr-un motiv foarte simplu. Și în România, ca și în orice altă țară, sunt oameni de toate culorile, de toate felurile, de toate orientările, cu simpatii, cu antipatii, cu cunoștințe, fără cunoștințe, cu minte mai multă sau mai puțină. Da. Dacă dumneavoastră vă referiți la români, în sensul, hai să spunem ăla de curba lui Gauss, nu? Deci tăiem coada și vârful și rămâne acolo o medie ponderată. Nu? Asta ar putea fi cât de cât legitim să încercăm să spunem ceva. Eu aș spune că pe această medie ponderată există încă foarte adânci rădăcini ale perspectivei asupra istoriei, asupra rolului românilor și asupra țării și a importanței țării noastre care sunt moștenite din național-comunismul lui Ceaușescu. Foarte multă lume a învățat la școală niște lucruri și a urmat viața după aceea în cu totul alte orizonturi și nu mai știu decât ceea ce le-a gâdilat orgoliul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în timpul lui Ceaușescu s-a apăsat din nou pe pedala naționalistă după ce Gheorghiu Dej fusese împreună cu toată elita rusofilă și, în fine, comunist sovietică, fuseseră pe modelul internaționalismului proletar. De unde contau, știți cum e, proletari din toate țările, uniți-vă, nu discursul lui Lucrețiu Pătrășcanu de la Cluj, care spunea, eu înainte de a fi comunist sunt român. Asta i-a dus lui Pătrășcanu un glonț în ceafă, exact, între altele. Ei bine, după ce Gheorghiu Dej însuși s-a distanțat de, nu de Rusia neapărat, cât de controlul pe care îl exercita Uniunea Sovietică, Ceaușescu a găsit de cuviință să ducă mai departe acest proiect. Și de aici vine o mândrie românească, o iubire de țară, perfect logică, pentru că în orice țară, sigur că un om normal, dacă s-a născut în Slovacia, își iubește Slovacia. Dacă s-a născut în Statele Unite, își iubește Statele Unite. Sau nu, da? Dar are această pornire, să zicem, naturală. Nu? Noi suntem ieșeni, o să ținem politicii ca Iași, nu? Da. Că e de-a noastră și suntem... E o reacție naturală, într-un fel, de sprijin a valorilor și a obârșii tale. Acum, acest lucru se regăsește în modul cum se raportează lumea la sărbătorile naționale. S-a regăsit, după părerea mea, în simpatia excesivă de care s-au bucurat
filmele lui Sergiu Nicolaescu, care nu erau filme de artă, erau filme de propagandă, învelite destul de abil de altfel și de spectaculos și care făceau audiențe uriașe în România și datorită faptului că nu mai erau alte filme la cinema, sau în fine, nu atât de multe încât să se vadă diferența dintre ce face Sergiu Nicolaescu și ce nu face. Asta explică această rădăcină, explică de ce personaje profund toxice care au făcut, cum să spun eu, jocuri destul de grele și de murdare în favoarea propagandei ceaușiste. Cum a fost Adrian Păunescu, cum a fost după 90 Corneliu Vadim Tudor, care au pedalat pe această, să zicem, iubire de moșie, da, mai primitiv așa, mai fără nuanțe. Știi? Hai ca să fiu elegant, să nu spun altceva. Ei bine, acest lucru începe să se schimbe în mod natural. Gândiți-vă că există deja o generație de copii născuți după 89. Acești copii născuți după 89 nu mai au racile și aceste nu mai au aceste conexiuni, ca să spunem așa, cu o perspectivă mincinoasă de altfel a istoriografiei românești, care prezenta România ca fiind buricul lumii și cum făceam noi acolo. Noi suntem, România este o țară mică spre medie, care, ca orice țară mică spre medie, are jocuri mai bune sau mai puțin bune, mai importante sau mai slabe. N-a fost niciodată și nu e cazul să facem exces pe această direcție, că a fost buricul lumii și că baj să ajunge pe această direcție la scheme patologice de socola, că dacii care au inventat limba latină, de tuneluri pe sub Bucegi, de, mă rog, nebunii de acest tip, care sunt clinice, sigur. Într-o țară liberă nu poți să-i pui cămași de forță unui astfel de om, astfel încât pe media cel puțin sau pe social media, dacă vreți să-i spunem așa, vei găsi orice. Și lucruri inteligente și idioțenii de această natură. Ei bine, ca să răspund pe scurt la întrebarea dumneavoastră, cred că se dezvoltă o gândire critică și cred că există o generație tânără care are o reacție de respingere a discursului celor încă, să zicem, fermecați de temele național-comunismului ceaușist. Adică, băi, vin spun, băi, ia mai lăsați-ne cu astea. Tot atâta cu povești, cu Burebista și cu nu știu care. Lasă că România nu e. Și atunci ei dezvoltă un tip de discurs care este la antipodul naționalismului. Îs globaliști, îs sexomarxiști, îs progresiști, îs cu corectitudinea politică, cu alte nebunii ideologice, care, sigur, le colorează mințile acolo. Astfel încât aș spune că pe măsură ce generația crescută și îndopată de clișeile național-comunismului se duce, pleacă la domnul, crește această reacție. Dacă vă uitați, există o proiecție politică a acestei generații care este foarte tăioasă în temele naționaliste, cu biserica, cu astea, cu... Sunt lucruri care sunt la modă astăzi, care agită generația lor de la Londra până la New York, văzut Minnesota și așa, New York, așa, și care transformă, de fapt, vechiul discurs marxist al temelor generale, pentru că marxismul asta este o vorbărie resentimentară care nu se aplică, nu are nicio legătură cu realitatea. A cărei temă centrală era ce? Lupta de clasă. E bine, această luptă de clasă s-a rafinat. Acum este lupta de rasă. Mai nou este lupta de impunere cu forța a unor paradigme de gândire. Sunt oameni, copii, care nu înțeleg, pentru că n-au trăit și nu știu ce înseamnă cenzura și ce înseamnă, de fapt, o mașinărie ideologică care te obligă să gândești cum vrea ea. Deci aici nu e vorba de libertate de gândire. Am trecut de mult de libertatea de gândire când
Ați văzut astăzi, parcă anunțase HBO, că scoate filmul pe aripile vântului, că e rasist. Este ceva monstruos. Este ceva monstruos. A revenit după aia și a spus, nu scoatem, dar vom opri la cadrele unde sunt acolo și vom explica că ăsta era un lucru rău. Și... vreau să spun că totuși propaganda sovietică nu ajunsese atât de rafinată. Acolo tăiau scurt, era cezura comunistă scurt, asta nu se dă, de regulă fleacuri sau știu eu, lucruri pe care le considerau cei de acolo că nu e bine, nu e frumos să le vadă, că nu-s pregătiți cetățenii să vadă doamne în pielea goală, de exemplu, știi, sau domni în pielea goală. Nu, aici eram puritani. Eram puritani în spațiu public, pentru că în spațiu privat tovarășii nu aveau astfel de inhibiții, ba chiar era o veselie generală pe la congrese și pe acolo, pe unde se mai întâlnă, pe la școlile de partid. Asta trecem peste ea. Pe scurt, asta este. Se schimbă lumea, domnul Huțanu. Se schimbă lumea, asta este. Eu vorbesc cu copiii mei care sunt din această generație la limite, acolo băiatul e născut în 88 și fata e în 89 și îmi dau seama că sunt deja unghiuri în care ne raportăm la lucruri diferite. Lucruri perfect natural. Nici eu nu aveam aceeași părere cu părinții mei. Logic asta, nu... E, în măsura în care există însă argumente în care te ajută cultura generală, istoria, cunoașterea și pe această direcție sunt schimbări. Vedeți că sunt din ce în ce mai multe interpretări în care poziția, să zicem, stabilă a istoriografiei național-comunistă este fine discutată și atacată din multe unghiuri. De multe ori chiar invers. Adică sunt oameni care spun, ce România, nu am nicio treabă România. E o minciună tot. A fost o întâmplare la Trianon. E bine, nu a fost o întâmplare și nici nu a fost o chestiune, cum să spun eu, așa căzută din cer. Sunt multe elemente care arată că ce s-a întâmplat, de exemplu, la finele primului război mondial, a fost ceea ce trebuia să se întâmple, nu? Cine a pornit războiul l-a pierdut. E, dacă l-a pierdut, atunci trebuie să plătească. Sigur că oamenii educați știu de unde venea poziția Statelor Unite, de ce vreau să disloce Imperiul Austro-Ungar, de ce monarhia bicefală, că nu mai era între timp Ungaria, că de aici a fost și căderea emoțională spăimântătoare pentru generația respectivă. Ungaria, după compromisul din 1867, începea Budapesta să echilibreze Viena, voiau să schimbe locul Parlamentului, voiau să-și asigure pentru prima dată de la bătălia de la Mohaci, să aibă și ungurii să fie ei stăpâni chiar peste tot Imperiul, nu numai să paraziteze acolo puterea austriacă. Realitatea a fost mai crudă pentru ei și paradoxul a făcut că totuși războiul și cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson, care spuneau că la punctul 10, după cum bine știm, că țările se poate invoca principiul autodeterminării astfel încât să se creeze state pe o majoritate, pe o bază etnică. E, asta a permis ca să se nască și Republica Ungară, între altele. Că i-ar fi vrut ca această Republică Ungară, de fapt, să înghită toate teritoriile pe care le administrau cumva, să zicem. Nu cumva. Pe care le administrau ca urmare a compromisului din 1867. Asta nu s-a putut, pentru că în acele teritorii, de fapt, erau alte majorități etnice. Și atunci... Domnule profesor, schimbând oarecum registru, a venit această pandemie peste noi. Vedem... cel puțin în Statele Unite ale Americii lucrurile au luat o razna rău de tot. Dacă ne aducem aminte așa în glumă, președintele Trump acum o lună și ceva spunea tremendous job și iată că nu e deloc bine ce se întâmplă în America. Cum am trecut noi prin pandemie? Cum au trecut arhivele naționale? Arhivele Moldovei prin această pandemie? Arhivele naționale, sigur, că n-a fost un program special la Iași. Exact. Problema acestei pandemii încă rămâne
într-o obscuritate pentru mine. Nu atât că știm de unde a plecat și sigur că vă dați seama că nu-mi dă mie prin cap să fac speculații aici dacă este o mutație în laborator sau dacă este pur și simplu așa a fost jocul întâmplării acolo. Deși Wuhanul era un centru foarte solid de cercetări exact pe această chestiune și, mă rog, în fine, e bizar cum de chiar acolo s-a întâmplat. Dar astea sunt teorii, speculații, nu conspirații, nu mă interesează mine asta. În orice caz, ne-am confruntat tot mapamondul cu o situație la care totuși nu ne-am așteptat, deși ea a fost prevăzută. Și de filme de acum 5 ani, și de discursul lui Bill Gates la TEDx în 2015, da. În care nu spunea că o să fie COVID-ul, ci în care spunea că următoarea provocare va fi de această natură, un virus care se va extinde foarte mult. România cred că s-a comportat bine în această situație. Adică cred că deciziile care au fost luate, restrictive, care au stârnit multe dezbateri și multe, în fine, nemulțumiri, au fost totuși corecte. Am văzut în spațiu media că, sigur, că ca în orice situație, atâta timp cât spațiu media e liber, deci că nu-l cenzurează nimeni, cum se întâmplă în China și în Rusia, trebuie mereu subliniat acest lucru, că exact principale agresori din mecanismul de libertății de opinie, la ei acasă țin sub control tot. Deci dacă vă duceți la Shanghai, nu vă puteți folosi Google-ul și nici adresa de Gmail. Vă dau chinezii alta, care e în oglindă și pe care o țin sub control. Adică, în spațiul liber a devenit o vulnerabilitate pentru democrație. Pentru că sunt, iată, aceste uriașe mașinării de propagandă care infectează acest spațiu cu tot felul de povești, de fake news-uri, de minciuni, de lucruri care vor să înnece explicația rațională. De asta vedeți că sunt oameni care sunt ce virus, nu există niciun virus, e o prostie. Nu pot să spui că e o prostie cât timp lumea întreagă s-o confrunta cu ea. Că e atât de periculos sau mai puțin periculos decât malaria sau că SIDA face mai mulți morți sau astea sunt detalii fără sens într-o astfel de dezbatere, după opinia mea, cel puțin din nespecialist, vă dați seama că nu mă pricep la microbiologie nici la virusologie, dar pot să spun un singur lucru. Adevărata amenințare a acestei chestiuni a arătat că virusul, deci asta era adevărata amenințare, capacitatea extraordinar de rapidă de infectare. E, totuși, nu putem ignora faptul că acolo unde au fost scăpat de sub control, situația dramatică din România de la Suceava, a dat multe victime. Deci, este o relație cu această chestiune. Acolo unde au fost lăsat de la sine cu imunizarea în hoardă, în turmă, cum vreți le spuneți, comunitară, haideți că sunt politicoși, imunizarea comunitară și în Anglia, și în Suedia, și în Brazilia au făcut dezastru. Adică, până la urmă, cred că aceste măsuri destul de stricte pe care le-a luat România au fost înțelepte și au fost bune. Eu, unul, îndrăznesc să spun că, totuși, oricât de inconfortabil ar fi să adopți aceste măsuri, să stai acasă, să limitezi capacitatea de îmbolnăvire a celorlalți, ele totuși au stopat un dezastru, zic eu, medical în România, pentru că imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă izbucnea în masă această epidemie, așa cum a izbucnit în Lombardia. Și trebuie poate subliniat, Lombardia este partea cea mai bogată a Angliei. Cele mai bune spitale, cele mai noi tehnologii, totul era acolo, impecabil. Și ajunseseră la disperare. Deci au avut situații în care povesteau cei care au fost acolo, în care n-ajungeau tuburile de oxigen pentru oamenii care erau acolo. Trebuia să aleagă
Între cine? Au avut preoți, nu? Care și-l-a luat de la gură și a spus, eu gata, am trăit destul, îi dăm băiatul ăsta tânăr de lângă mine. E ușor exagerat, ca să nu folosim alt termen, ca în acest context să vii spui că n-a existat. Ce e o prostie. Doi, această uriașă bombă epidemiologică a fracturat economia mondială în 3 luni. E o problemă aici destul de serioasă, mă tem. Pentru că specialiștii, mă rog, sunt destul de reținuți, dar e aproape de crahul financiar din anii 30. Bun, sunt alte mijloace de intervenție. Ca dovadă că o instituție cum este Uniunea Europeană, blamată de mulți și, mă rog, fine, contestată și sunt oameni și în România, ce Uniunea Europeană, domnule, deci ia lăsați-ne cu asta. Uniunea Sovietică pe nou, știi? E, Uniunea Sovietică pe nou sau pe vechi, ați văzut, imediat au blocat, au încercat un pachet de rezolvare a datoriilor țărilor amărâte sau mai puțin eficiente. Că, da. Mă rog, asta a stârnit anumite nervozități. Dar au venit cu un pachet de investiții pentru injecția în economie. Ceea ce gândiți-vă că la marele crah financiar și la criza din anii 30 n-a existat. De asta erau oameni, dacă vă uitați în filmele de epocă, care n-aveau ce mânca. Voiau să muncească, n-aveau unde, stăteau niște colonii, niște corturi în Statele Unite, de care tot ați amintit. Nu e joacă. Nu se va întâmpla asta. Deci să fim serioși. Și Statele Unite acum arată că au capacitatea financiară de a reinjecta economia și de a face așa cum au avut-o acum 10-11 ani, când au salvat băncile, din guvernul federal a dat bani și a salvat băncile, tocmai ca să nu se blocheze circuitul economic, vor avea așa cum. Multă lume discută situația din Statele Unite, aceea epidemiologică vreau să spun, uitând totuși că Statele Unite sunt un continent, nu o țară. Deci Statele Unite este de 2 ori mai mare decât Europa. Cred, nu știu, dar așa da, spun la întâmplare. Grosomodo, da. Da. Eu am fost de mai multe ori în Statele Unite și vreau să spun că dacă despre români se spui ceva, că domnule, cum reacționează românii, mă rog, cu prudența de rigoare, hai că mai poți spune ceva, despre americani nu poți spune nimic. Pentru că acolo este un melting pot, sunt un amestec uriaș de rase, de ideologii, de interese, de grupări, de oameni supereducați și de oameni aflați în nevoie. Acolo este un teritoriu în care ideologiile extremiste de toate culorile, de la white supremacist până la panterele negre sau alte grupări de genul ăsta, înfloresc. Acolo există un tip de reacție antiguvernamentală care apare așa, din când în când, precum erupția. Da. În fine. Pe de o parte, este un lucru perfect logic. Ăla este țesutul social care reacționează și care au învățat să-și asume libertatea. Și atunci o spun cu voce tare, bătând, mai răsturnând câte o mașină de poliție, dar asta nu s-a mai întâmplat multă vreme, vă garantez eu, că acolo cu mașina de poliție nu merge ca în Franța, de exemplu. Că și tragedia care a fost cu acel domn care nu era nici pe departe o floricică. Bun, asta nu are importanță că era recidivist și că era... Dar asta poate explica violența reacției poliției, pentru că nu era o adolescent care flutura flori pe acolo. Sigur că ăla fiind extraordinar de violent și de așa, s-a ajuns la măsuri care au depășit limita umanului și pentru care fiți sigur că vor plăti polițiștii cu pricina. Ce se va întâmpla? Nu știu ce se va întâmpla. Deocamdată lumea se uită stupefiată la Brazilia, unde tot așa un președinte da. Clown, știi, clown, spui, care e pandemie? Ce pandemie? Ce mor vreo, deja vreo 35.000 de morți. Cred că 38.000 de oameni. Da, așa, 38.000. Tot ce nu mai moare lume, moare. Da, sigur. Da. Este și asta. Da, noi râdem, dar nu prea e. Pentru că asta este o chestiune de
de bună cuviință în administrarea interesului public. E, din acest punct de vedere, cred că România a făcut niște pași buni. Acum, ce se va întâmpla după 15? Eu vă spun că fiica mea e în București și a venit acum, după ce s-a dat drumul, a venit acasă și a stat o săptămână și îmi spunea, zice, bă, da, totuși în Iași lumea să sui cu măști în autobuz, da, măi. Da, așa este. Și în București nici nu se uită măcar la chestia asta. Adică dacă îi atrage atenția unea, băi, dar nu strănuta pe mine, că așa da. S-ar putea să trezești cu una peste ochi, știi? Adică acolo reacția generală este mare aici cu chestia, noi facem ce vrem noi, nu? La da. Fel, când s-a spus, puteți ieși până vrem. La... Jurul casei, jurul de la, da. N-ați văzut, de fapt, ce-a făcut în Herăstrău într-o noapte da. Numai. Păi de ce? De ce am respectat statul? De ce am respectat legea? De ce am respectat autoritatea? Aici e o chestiune de dezbătut și în contextul în care există un dezechilibru între puterea executivă și cea legislativă, după cum vedeți, câteodată e bine să se țină în... în echilibru, dar altă dată nu e neapărat obligatoriu. Adică atunci când prevalează agenda politicianistă, că vrem noi să blocăm chestiunea asta numai ca să nu câștige electoral partidul X. Nu vorbesc de cineva anume aici. Că da. Înțelegeți, eu vorbesc de un mecanism unde toți fac la fel. Nu. Atenție mare, da. Nu e o problemă asta, da. Dar ce aș vrea să vă întreb, domnule profesor, legat de această pandemie? Multe voci au venit și au spus că acum s-a încercat o manipulare, un control, un dezechilibru al lumii democratice pe care o cunoaștem noi. Am văzut și Europa la începutul pandemiei nu prea a acționat unită. Au fost câteva nesincronizări. Bineînțeles. Într-un final lucrurile s-au reașezat. Se încearcă un control... Practic am stat săptămâni pe acel cont de Facebook, pe internet, n-am intrat în contact cu, așa cum făceam, cu prietenii, cu cunoștințele noastre, totuși suntem ființe sociale. Trec peste distanțarea socială și distanțarea fizică, că sunt două chestii total diferite. Suntem ființe sociale, dar muritori. Da. Totuși, să nu uităm asta. Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că am văzut că inclusiv ați și punctat în articolele dumneavoastră. Deci există o chestiune legată de teama de control. Teama de control are o componentă psihotică, irațională, a unor oameni deranjați mental, care cred că dacă li se ia temperatura cu laserul, li se implantează chipuri. Ăștia sunt oameni cărora nu știu ce le-ai putea spune decât, sigur, ar trebui să le recomandă o cură la aer curat și să stea pe niște sedative, n-ar fi rău. Deci, zona asta de patologie a reacției, care vine din frică, din prostie, din creier spălat de mass media care, mă rog, pompează, produce... diverse teorii în această zonă. Oamenii incapabili să judece cu capul lor. Care sunt, vedem cu oarecare tristețe, ca zic așa, într-un număr nu mic. Deci, pentru ăștia, eu unul nu am decât compasiune. Deci dacă oamenii cred că li se implantează chipuri, nu știu ce pot să-i spui ăluia de acolo. Pentru ceilalți, e o discuție complicat, ar trebui o emisiune sinistrătoare pentru facem asta. Cu cea mai mare plăcere. Poate cu un specialist în astfel de lucruri. Există în acest moment în lume mecanisme destul de sofisticate de urmărire și de identificare a trendurilor și a selecțiilor pe care le face omul pe internet. Aceste mecanisme au fost folosite deja de către Cambridge Analytica, care a luat bazele de date de la Facebook, în paranteză, le-au cumpărat, nu le-au luat de la Facebook, ceea ce Facebook nu trebuia să facă, dar asta este. Da. Deci gândiți-vă că Cambridge Analytica, care este o firmă finanțată de KGB cu aparență britanică, că ea a fost înregistrată în Anglia și avea management englez, pentru cei care mai au dubii,
este un film pe Netflix foarte serios pe această temă, care se cheamă The Great Hack, Marea Manipulare. E bine să-l vadă lumea. Deci există aceste mecanisme. Există de asemenea mecanisme, dacă vă uitați acum, ați deschis e-pantofi. O firmă care vinde pantofi. Nu-i CNA-ul, da. nu se aplică. Da. Nu, în fine, mi-am dat seama. Da. Deschideți o firmă care vinde pantofi și vă uitați la Adidas albi cu punctuleții roșii. Bă, bă, uitați, mă, nu cumpărați. A doua zi dimineață, pe foarte multe site-uri pe care intrați, la ziare, la... deci site-uri care trăiesc din vânzarea acestor motoare de căutare, încep să vă apară pantofi. Pantofi sau Adidas albi cu punctulețe, cu chestii roșii. Știi? Opa, vândute de alte site-uri sau de alte firme sau de alte chestii. Asta arată fără niciun fel de echivoc că ți se monitorizează chestia asta. Nu numai că ți se monitorizează. Când intri pe site-ul respectiv, spune, noi avem cookies cu care facem chestia asta. Ești de acord? Tu spui nu. Dacă nu ești de acord, nu poți intra. Adică te aduci un pic la chestiunea asta. Deci, există Cambridge Analytica și alte motoare care, de exemplu, îți construiesc pe baza a ce faci tu pe internet, îți construiesc un profil. Poate nu mie direct sau dumneavoastră, pentru că asta i-a explicat și doamna, mă rog, directoarea de la Cambridge Analytica, care a acceptat să arate cum s-au întâmplat lucrurile. Ei spuneau așa, nu ne interesează neapărat ce gândește Florin Cântec, nu, da. Asta era chestiunea. Dar ei veneau și spuneau așa, candidatul X are în Iași 25% acolo, 15% acolo. Și mai există un bazin de încă 15% alcătuit din persoane precum sunt eu, de exemplu, care sunt sensibili la și care nu votează sau care nu s-au exprimat. Și atunci ținta lui Cambridge Analytica eram eu în acest fel. Adică se construia un mesaj la care eu puteam să fiu sensibil sau nu. Și în felul ăsta se inducea, nu chiar că cineva ți ia mâna și îți pune ștampila pe boate, sunt mecanisme mai subtile. Doi, aceste sisteme de urmărire ale noastre, cu cine vorbești, cu ce faci, cu nu știu ce, nu sunt personalizate. Adică nu vă urmărește pe dumneavoastră neapărat. Alea sunt niște trenduri în funcție de care sunt motoare complexe și... Ei, toate aceste informații intră într-un pachet extrem de important de inovație și de schimbarea minții lumii și a paradigmei în care trăim noi, care se cheamă inteligența artificială. Nu e niciun eu unul, dacă mă întrebați pe mine dacă mă tem că cineva îmi ia informațiile de pe Facebook, eu vă spun că nu mă tem. Nu e vorba aici de pachete autoritare, de limitarea drepturilor civile și, știu eu, de măsuri tiranice, pentru că nu e vorba de asta. Dimpotrivă, țările care practică direct această tiranie, sau mă rog, regimurile autoritare, hai să nu le spunem neapărat tiranie, deși cum e Lukashenko, de exemplu, în Belarus, ați văzut că îi scot băieții acum după tricourile portocalii și așa, acum e o revoluție a papucilor, că îi dau papuci lui Lukashenko. Foarte bună idee, excepțională a fost manipulatorul politic care a inventat-o. Revenind, nu mi-e frică. Nu a fost, nu este niciun fel de încălcare a drepturilor civile sau de lucruri de care să ne temem în România. Ultimul de care mi-aduc eu aminte a fost încercarea unei grupări politice alcătuită din infractori care au vrut să schimbe legislația juridică din România. Legile justiției erau cu adevărat un pericol pentru democrație. Nu că nu știu ce nu ne-au lăsat să ieșim acum în Ministerul de Interne sau cu... Astea sunt chestiuni conjuncturale. Nu l-am văzut pe președinte să ne spună cum să votăm sau cum să nu votăm sau pe altcineva. E de regulă, de atât cât pot eu să-mi dau seama, exact regimurile autoritariste
și care îngrădesc la ei acasă drepturile cetățenilor, de unde glumile sinistre cu efectele coronavirusului la Moscova, că la doctori care vorbesc prea mult cad de pe geam. Asta, atenție! În România nu prea au căzut nimeni de pe geam, nu doctori. De niciun fel. Și bine că n-a căzut. Foarte bine că n-a căzut. Nu asta, asta ne mai lipsea acum. Știi? Exact acele regimuri instigă și folosesc canalele pe care le au la îndemână și pe care le știm astăzi. Televiziune, blogări, troli, Sputnice, Russia Today și așa mai departe. Da. Care mă întreb și dacă sunt plătiți. Cred că pur și simplu se plasează în siajul acelor informații și le difuzează doar pentru că acele informații ruinează credibilitatea guvernului și cu asta pentru ei e suficient. Nu este niciun pericol, în România cel puțin, de derive autoritariste. Dimpotrivă, într-o țară precum Ungaria, de exemplu, a căror simpatii către Putin și către regimurile mai autoritariste, China sau chiar, pățișe, da? Sau chiar ce face Israelul, mă rog, primul ministru al Israelului acum, care e ceva mai subtil, nu e chiar China, acolo sunt mai complexe lucrurile, dar care sunt tot de aceeași natură. Acolo, da, în momentul în care tu te folosești de legislația stării excepționale care ești ca să dizolvi ONG-uri, să bagi în închisoare oameni care, nu-i așa, nu. Legea fake news-ului, de exemplu, este un instrument care îți arată imediat că este un regim antidemocratic. Pentru că este extraordinar de complicat să arăți ce este un fake news. Până la urmă, un fake news este o opinie. Da? Chiar dacă noi spunem că azi e joi și dați de asta pe post acum, spune că azi e joi. Asta n-are efecte, cum să spun eu, chiar atât de grave decât poate la burse. Da. În fine. De regulă, slăbiciunea lumii democratice este în același timp și forța ei. Faptul că lasă toate aceste discursuri să funcționeze în același timp. Faptul că totuși pe dumneavoastră nu vă înșfacă sau pe doctorul X din România care a spus nu există, domnule, niciun COVID pe aici. Sau invers, care a spus uite la Suceava ce da. Face prietenul domnului, mă rog, da. Președinte. Știi? Acolo. Ăla n-a căzut de pe geam și nici n-a dispărut de acasă ca în China și să-i se spună familie, da, a murit, a, nu, l-am ars la cuptor că era periculos pentru societate. Doctor care s-a ridicat și a spus, aveți grijă ce se întâmplă că-i belea și care brusc s-a îmbolnăvit și a murit. Și familia nu l-a mai văzut. E, asta e tiranie. Nu, poate nici asta nu e încă tiranie la nivel de China, dar în orice caz este regim autoritarist. Este un regim semi-democratic în cel mai bun caz. Când vezi ce se întâmplă în Hong Kong, exact, și îți aduci aminte ce a fost la Tiananmen, începi să nu mai fii așa mare. Eu, cel puțin, nu sunt un mare iubitor, nu de chinez, că, Doamne ferește, n-am nimic cu poporul chinez, nici cu produsele chineze, chiar până la urmă, alea de calitate, toate, unele dintre ele. Dar cu un tip de regim care își permite să facă lucrul ăsta. Care vine frumușel și știți cum e, cum am fi noi la malul Mării Negre, ne-am duce 25 de kilometri în adâncul mării și am construit o insulă din Stabilopoz. Și am spune, asta se cheamă insula Dobrogea 2. De aici încolo se aplică prevederile internaționale privitoare la cât avem noi graniță pe mare și autoritate. Ceea ce a făcut China, de exemplu, Marea Chinei, fără nicio sfială, ca să nu mai mărie nimeni. Astea sunt regimuri autoritariste. Și, în ce mă privește, lăsând la o parte partidele care sunt, pe de o parte, guvernamentale, pe de altă parte, parlamentare, nu am niciun fel de stres, n-am avut niciun fel de apăsare legată de măsurile care s-au luat în această perioadă. Ba, continui să spun, deși eu m-am dus în fiecare zi la servici,
pentru că Ministerul de Interne, după cum bine trebuie știți, spus, este în prima linie, acolo sunteți, da, în prima linie. Da, arhivele naționale ale României sunt în subordinea Ministerului de Interne din anul 1953. Asta este, indiferent ce cred bine eu că ați, sau bine ce că nu ați, cred eu. E foarte bună această precizare, că îmi spunea cineva ieri, chiar mă întreba, uite, am văzut că vine domnul profesor Cântic, să-mi spui, Ministerul Culturii de ce nu investește în arhive? Și l-am lămurit pe om, bine că ați precizat și dumneavoastră, că mulți fac această confuzie. Că ați ajuns la arhive, când ne putem întoarce la arhivele naționale, domnule profesor? Din ultima noastră teleconferință cu directorii de arhive și cu conducerea centrală, cel mai probabil, dacă se asigură condițiile de supraveghere epidemiologică cerute de lege, din momentul în care va înceta starea de alertă. De alert. Da. Noi suntem pregătiți, am făcut deja la sala de lectură și la lucru cu publicul toate aceste paravane din plexi. Colegele care lucrează acolo au căști cosmonaut acolo, da, de parbriz, tot felul. Avem și doi din ăsta de verificat temperatura. La intrare să-ți cureți mâinile, nu vor intra decât cu mască. Avem doar din 20 de locuri, am putut face doar 8 puncte de lucru, ceea ce ne face cea mai generoasă arhivă din țară după București. Gândiți-vă că sunt arhive mari în țară, cum e Sibiu, de exemplu, care nu are decât un loc. Atât au putut să amenajeze acolo și atunci. Evident că noi, având 8 locuri, vom avea pe baza înscrierii. Primul venit, primul servit. Vom face, o să vedem exact, că încă nu s-a luat decizia, pentru că nu e limpede ce se întâmplă cu starea de alertă. Și în orice caz, noi suntem sub incidența ordinilor de ministru, dar de ministrul de interne. Adică dacă ministrul de interne nu mai este starea de alertă, dar spune în instituțiile Ministerului de Interne, continuare, lucrul public da, se face sau nu se face în felul ăsta, evident că ne vom conforma. Avem o mare presiune din partea cercetătorilor, pe bună dreptate, pentru că Iașiul este una dintre cele mai aglomerate și cerute săli de lectură din țară. Cred că, cum spuneam, e numărul 2 după București. Și în ce mă privește, facem toate eforturile pentru ca cercetătorii să poată reveni și să-și facă treaba acolo, dar pe de altă parte și pentru a le asigura lor și colegilor noștri condiții de sigure din punct de vedere, sigure cât pot fi ele de sigure din punct de vedere epidemiologic. Adică eu estimez astăzi când vorbesc, nu știu încă care va fi situația, dar cel puțin din proiecția pe care am făcut-o noi și în discuția când am fost întrebat, eu estimez că începând cu luni 22 va fi deschisă sala de lectură și va fi... Acum, lucru cu publicul, să știți că a continuat fără probleme, pentru că colega de la relații și la fel am asigurat pe fiecare depozit câte un coleg care venea la servici, s-a mers la foc continuu, eu am semnat hârtii. Diferența a fost când n-a mai stat lumea la coadă la intrarea acolo la noi, la ghișeu, ci le-a trimis prin poștă sau prin e-mail. Și le-a primit la fel prin poștă sau prin e-mail scanate. Ceea ce e foarte bun și foarte... M-aș bucura să continue această obișnuință oamenilor. Dar la sala de lectură e altceva. Acolo nu putem face cercetare. N-avem cum să facem cercetare pentru altcineva. Așa, dacă a mai fost o situație specială, de exemplu, am avut un parteneriat cu Muzeul Municipal București, care ne-au rugat să le scanăm un dosar de personal al unei artiste, care ei fac acolo o expoziție, nu știu ce, ne-au trimis hârtie oficială, am făcut. Sigur că am făcut acest lucru. Am identificat dosarul, l-am scanat și l-am trimis, ne-au și mulțumit, ne-au pus pe Facebook acolo, totul e în regulă. Dar dacă dumneavoastră vreți să vă scrieți teza de licență, de exemplu, nu avem cum să vă facem noi copiile. Ar fi frumos să putem face asta, dar încă mai avem de luptat cu mecanismele. Și să știți ceva, totuși în România costurile pentru cercetare sunt insignifiante. Dumneavoastră veniți cu un aparat performant sau cu un telefon bun și în 6 ore cât stați la
la sală, faceți o grămadă de fotografii dimineața până seara și plătiți 7 lei. Eu când am studiat la Biblioteca Universității din Chicago, la colecțiile speciale, când am lucrat pe fondul lui Mircea Eliade, pentru fiecare colț de hârtie, făceam comandă, mi-l făcea laboratorul, da, așa, și venea cu factura. Fiecare hârtie nu era mult. Erau, nu știu cât, 15 cenți sau 10 cenți cu aia. Când la final aveai, da, am făcut calculul cam cât m-a costat această distracție, nu a fost puțin bani. E, în România încă aceste costuri sunt minimale. Și chiar și în această situație tot avem nemulțumiri, că deci nu e gratis. Acum, eu, dacă mă întrebați pe mine, dacă tot nu putem să le facem noi și banii aia să-i folosim noi, să luăm tonere, să luăm știu ce avem nevoie acolo, aș face gratis, pentru că spui că dă la buget de stat 7 lei, aia, nu știu ce așa mare câștig afacere. Da, 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 dacă așa este legea, noi ne conformăm. Mulțumesc frumos, iată că a trecut o oră destinată acestei ediții. Mă aștept să ne revedem la arhive, domnule profesor, să revenim la normalitate. Și pe noastră și pe cercetători. O să publicăm, desigur, pe site imediat ce este posibil accesul la sala de studiu. Vom publica și condițiile, adică mănuși, mască spălat pe mâini, termometru. Cine nu respectă asta, nu intră. Îmi pare rău. Cei care cred că sunt cipați, să aștepte până când scoate termometru. Am înțeles. Plăcut, agreabil, interesant dialogul de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Îi mulțumim frumos domnului profesor universitar, dr. Florin Cântec. Ați văzut, domnia sa vă așteaptă și la Arhivele Naționale. Așteptăm și noi, poate, mai multe investiții. Domnule profesor, a mai disputat Iașul, Moldova, instituția pe care o reprezentați merită, e de bun simț, alocarea unor fonduri suplimentare, pentru că știm în ce condiții dificile muncesc dumneavoastră, echipa dumneavoastră. Aviz nemulțumiților, pentru că la ce se poate, dumneavoastră cred că faceți maximum și peste maximum. Da. Aceasta este o altă discuție, ne vom mai reîntâlni și e bine să readucem în prim plan această idee, să le spunem și celor care ne urmăresc. Sediul arhivelor și condițiile, repet, de muncă sunt extrem de dificile și nu depinde, cred că v-ați săturat dumneavoastră, domnule profesor, de câte solicitări, câte discuții, câte promisiuni, câte bătăi în ușa ați făcut. Când ajungeți ministru de interne, că, da, vă spun, de la 7 fără un sfert dimineața până la 3 jumate sau 8 seara când mă primiți, nu mă mut de la ușa noastră, vă spun, dați cele 17 milioane de lei pentru terminarea investiției la Iași. Până atunci, alți ministri de interne n-au fost sensibili la nevoile noastre. Nu ale noastre, ale mele, ale cercetătorilor. Corect. Mulțumiri, multă sănătate, le mulțumim celor care ne-au urmărit astăzi. Îi reașteptăm mâine cu noi ediții interesante. Eu vă aștept în același interval, de data asta, cu doamna Ohița Cântec. Bineînțeles, o legătură specială cu domnul Florin Cântec, e clar că mulți dintre dumneavoastră știți. Ne cunoaște. Da. Vom vorbi despre ce a însemnat viața la Teatrul Luceafărul în această perioadă, pentru că au avut proiecte interesante, vom vedea cum au repetat actorii, vom vorbi despre o premieră, iată, pregătită de echipa domniei sale la Teatrul Luceafărul, vom vorbi despre cultura și situațiile prin care a trecut acest segment în această perioadă. Repet, foarte interesant de urmărit. După amiază plăcută, numai bine, la revedere!